oaspete să fie aclamat în halul ăsta, înainte de a începe jocul, în timpul jocului și la sfârșitul jocului. Așa, poate trăiesc cele mai mari emoții din viața mea de antrenor. Este pentru prima oară când spun că mă bucur că m-am făcut antrenor. Am văzut niște lacrimi? Nu. Fanii Iașiului v-au strigat să rămâneți aici. Ce părere aveți? Echipa are antrenor. Eu astăzi în oraș am trăit niște sentimente mari, mari de tot. Mă opreau oamenii pe stradă, mă sărutau. Vedeți tabloul acela? Este un tablou cu dumneavoastră de pe vremea când antrenați aici și lumea spunea că Iașiul are un rege. Da, e o poză frumoasă. Acum mă gândesc că în urmă cu 7-8 ani chiar eram un bărbat frumos. Așa ca un actor care avea pojar sau scarlatină. Și vreau să spun că au rămas aceiași suporteri care... Incredibil. Vă place? Cui nu-i place? Muzica! Mulțumim! Bine. Ce baftă. Nicio problemă. Felicitări. Eu nu vreau să-l aduc pe Messi. Cu ce să-l aduc pe Messi? Pe Messi aș vrea să-l aduc. Cu ce? What? Cu inima. Cu inima sau cu ce? Cu ortopopii, cu ce? Pardon, scuze-mă, am scus. Ionuț Popa a scăpat cuvântul cu P. Antrenorul e supărat că nimeni nu-l susține, iar CSMS Iași e pe tobogan. Trupa lui Popa a luat 2 puncte din 4 meciuri și poate spune adio primăverii. Și primarul, și preotul, și țăranii din piață îl consideră vinovat pe Popa. Nu mai mă duc la piață, că nu mai îmi dă pătrunjeia, că-ți dă vină, îmi dă din aia otrăviți. Nu mai mă duc la piață. Tu ești de vină, profesore, tu ești de vină, Ionuț, tu ești de vină, Popică, tu ești de vină, dracule. Mi-e și frică să mai mă duc la biserică, să nu mai ia preoții la rând. Culmă, că toți suntem cu P, primar, Popa, Prunea și până la urmă egal cu tot ceva cu P, toți trei. Dacă nu aducem și nu facem echipă, suntem egal tot cu P. Adică suntem niște proști. Prăniță, m-am mutat în altă țară? Da, în Zambia. Cele mai bune defensive a campionatului.
lucru valabil până în această seară, pentru că în această întâlnire... La Timișoara e ca la teatrul de comedie cu Ionuț Popa în rol principal. Antrenorul lui Poli a făcut din nou spectacol în fața microfoanelor după ultima victorie din campionat. Urmăriți declarația etapei. O nouă cursă pare deja marca înregistrată a Linceroni. Îi dați liber în acest sens sau? Linceroni are deja calea spre Real Madrid. Cursele sale sunt unice în România, așa că am mai făcut una la ea și tot așa, 3 puncte a făcut asta, s-a mai făcut cu asta. Câte să mai facă și astea? Îl țin pătușă, că mai numai curse. Sunt convins că voi fi declarat antrenorul anului pe județul Timiș. Uite-l! Sunt convins că voi fi declarat antrenorul anului pe județul Timiș. Am făcut o pregătire, îi zic eu, centralizată, pentru că am făcut în centrul orașului la Timișoara. E dragul concluzii să mai trag. Poate să vină și Mourinho și Guardiola și amândoi împreună. Nu mai vreau să aud arbitrii, nu mai vreau să-i văd, să vorbesc de ei, să-i salut. Nu mă interesează arbitrii. Să facă ce vor, să dea foc la stadion. Normal că nu s-au gândit nici ei să pierdă. Poate nici noi ne-am gândit să câștigăm. L-am spus că te-l suspend un an, jumate de an, o lună, două, puteam să-l suspende o oră. Idiot în ghilimele. Dacă să nu jignesc pe cineva. Iar golul 4, ce să mai spun? Oricine putea să degajeze și îngrijitorul de la teren să degajeze mai bine. Nu l-am văzut așa ceva, domnule. Pentru că s-a așa de supărat pe ei încât mi-ar veni acum să fac antrenament până dimineața. Vă aduceți aminte de Dinamo când era miliția în floare? Să miliția, să fim în relații cordiale cu miliția. Așa. Lați mine să plânge și Steaua. Avem și apă caldă. Am văzut și filmulețul ăla de ochiat cu Hitler. O să facem și noi filmulețe, să vedem acum, noi facem cu Ceaușescu. Arat superb cu ustață. Dacă îmi dau ustața jos, fac între fetele tinere, între 60 și 70 de ani, fac un scandal imens. Am intrat în vestiar și am bătut vreo 3 jucători crunt. E rândul tău, dăm 2 palme. Te-am lovit cu pumnul, ce mai e? Recunosc. Deci bătaia ruptă din rai, să știi. Prunea m-a bătut el la tenis cu piciorul, Prunea cu Onofraș, contra Popa Neaga, 2-0, și asta m-a scos din sărite astăzi. Și dacă nu câștigau jucătorii noștri, cred că toată noaptea jucam tenis cu piciorul. Fotbaliștii timișoreni l-au convins pe Ionuț Popa să-și radă mustața. Nu a vrut însă să se lase pe mâna jucătorilor săi și a încercat să rezolve de unul singur treaba cu un aparat de bărbierit. Nu prea s-a descurcat însă, iar în cele din urmă s-a lăsat ajutat de 2 dintre elevii săi. Așa-i, bă, că simpatic, Căline, ăsta. Băi, vezi? După câță! Poate bine, lipsa. Ne bucurăm pentru Poli, dar așa cum a zis domnul primar, ținem și cu UTA.
Deci, nu sunt ironic, nu sunt ironic, vorbesc la modul cel mai serios. Eu am cu galeria micile mele replici, îi simpatizez pe toți din galerie de la Poli și cei care țin la mine și cei de la UTA și cei care țin și cei care mă urăsc. Dar eu sunt aproape de ei pentru că am început fotbal la UTA și țin la UTA. Dar astăzi a câștigat Poli. Iașule, Iașule, mândră cetate, numele tău, țara să vadă. Iașule, Iașule, mândră cetate, numele tău, țara să vadă. Noi și echipa luptăm pentru tine, oraș al celor șapte coline. Noi și echipa luptăm pentru tine, oraș al celor șapte coline. Când ni se face o nedreptate, cu fruntea sus pornim mai departe. Când ni se face o nedreptate, cu fruntea sus pornim mai departe. Noi și echipa luptăm pentru tine, oraș al celor șapte coline. Noi și echipa luptăm pentru tine, oraș al celor șapte coline. Yeah.